Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să facem un videoclip cu lucrările care le facem la mur în această perioadă. Cea mai importantă lucrare la mur în această perioadă este alegerea răstarilor și eliberarea tulpinii până la 50-60 de centimetri la tulpina roditoare de mur din acest an. Deci, prima dată eliberăm până la în jur de 60 de centimetri tulpina care dă rod în acest an. Rupem toate aceste rămurele. De ce? Pentru ca să poată crește bine lăstarii noi care vor rodi la anul viitor și cel mai important lucru este ca aceste tulpini care sunt, uitați, care sunt aici, dacă ele cresc și aduc rod, sub greutatea rodului, ele se apleacă și ajunge la pământ. La pământ, furnicile le mănâncă și mai rău decât că le mănâncă, furnicile pot urca pe ele și să ne aducă a fi de în mur. Așa, primul lucru, eliberăm până la 50-60 de centimetri tulpina pe care este rodul din acest an, aceste rămurele, creșteri. O să dea rod mai bogat? Nu, în primul rând pentru că dă rod mai bogat și în primul rând ca să nu ajungă, să se încline, să ajungă la pământ rodul. Se murdărește, este atacat de furnici și de alte și alt dăunători. Și noi vrem să avem rodul curat, în jur de 50-60 de centimetri. Deci ar fi cam 3, cu mâna se măsoară cam așa. Și în jur 3 palme? Da, 3 palme, de la degetul acesta la acesta, așa. Cam 3 palme ar fi în jur de 60 de centimetri. Așa. Aceasta este prima lucrare care se face. Dacă nu o facem, ce riscăm? Dacă nu o facem, riscăm să crească aceste ramuri, să aducă rod pe vârf, se apleacă și se apleacă pe pământ. Acesta este singurul risc. Este mai multă lumină pentru lăstarii noi care cresc în acest an și vor fi lăstarii de rod pentru anul viitor. Aceasta trebuie să facem în fiecare an. Al doilea lucru care îl vom face acum, alegem lăstarii pentru anul viitor, pentru că în fiecare an din pământ ies alți lăstari care vor fi lăstarii roditori pentru anul viitor. Iar lăstarii care au rodit anul acesta, la toamnă sau la primăvară, fiecare cum alege, vor fi tăiați și vom avea roade pe lăstarii care cresc în acest an. Noi trebuie să ținem seama fiecare de terenul care îl avem, de spațiu care îl avem și așa alegem lăstarii pentru anul viitor. Dacă avem spațiu destul, putem să lăsăm 3 lăstari. Dacă avem un spațiu așa mai mic cum e la mine, eu mai mult de 2 lăstari nu las pentru că vreau să fie cât de cât aerisit, pentru că și murul dă rod mai bine dacă este aerisit, dacă soarele pătrunde peste tot, nici bolile, pentru că și murul trebuie să știm că este foarte atacat de mucegaiul cenușiu și mucegaiul pufos. Prin faptul că este lăsat așa să pătrundă soarele și aerul, este loc între tulpini, între ramuri, putem să gestionăm mult mai bine sănătatea murului. Deci, în această situație, uitați aici, noi avem la această tufă, avem 4 lăstari. Din acești lăstari alegem pe cei mai buni care să lăsăm pentru anul viitor. Uitați, acesta are unul 1,60 m, celălalt 1,50 m, deci următorii cei mai slabi îi tăiem exact de jos. Deci din cei 4, 2 îi tăiem chiar de jos. Cei mai slabi. Nu lăsăm rădăcină. Nu lăsăm deloc. Acum tăiem chiar de jos. Așa. Uitați, aici avem încă unul, dar fiindcă este la o palmă distanță de tufă, îl lăsăm și o să-l fac la toamnă cadou. De fapt avem 2. Uitați, 2, 3. 3 lăstari noi care cresc în anul acesta,
Și nu-i tăiem pentru că vreau să-i scot cu rădăcini, cu tot să-i fac cadou la un prieten la toamnă. Așa. Uitați, este și al cincelea, văd aici. Îl tăiem și pe el și nu lăsăm decât doi lăstari cei mai buni. Așa, uitați aici, avem trei lăstari. Aici lăsăm acesta care e cel mai frumos și următorul, fiindcă vine în această parte. Dacă l-am lăsat ăsta, deja ar aglomera această zonă. Îl tăiem pe al treilea, ne ghidăm să fie cei mai frumoși sau să fie după spațiu, să fie în partea unde să nu aglomereze. Așa, la acesta avem un singur lăstar, îl lăsăm. Aici, uitați, în această zonă avem 1, 2, 3, 4 lăstari crescuți în afara tufelor, lângă tufă. Îi vom putea scoate cu hârlețul la toamnă, cu rădăcini și facem cadou la ceva prieteni ca să-și pună și ei mur. Bun, la această tufă avem 2 lăstari frumoși. Îi lăsăm pe amândoi pentru că avem nevoie de 2 lăstari. La următoarea tufă avem 3 lăstari. Acești 2 mai mari, 1, 2, îi lăsăm și cel mai slab, al treilea, îl tăiem chiar de jos. În această zonă avem la fel 3 lăstari. Aceștia 2 sunt cei mai frumoși. Al treilea, care nu este așa frumos, îl tăiem chiar de jos. Așa. În această zonă avem la fel 2, 3. Putem face asta și toamna, dacă n-am apucat primăvara. Nu este bine să lăsăm până toamna, putem să facem, dar nu este bine să lăsăm toamna alegerea lăstarilor, pentru că până atunci ei cresc tufa, pentru că acești lăstari, uitați, fac parte din aceeași tufă, aceleași rădăcini. Trebuie să crească, să crească rodul. Uitați, deja avem rod. Trebuie să crească lăstarii aceștia care vor fi pentru anul viitor. Și dacă aici am avut 4 lăstari, 2 vin tăiați, tufa se chinuie să crească 4 lăstari noi în loc de 2. Atunci, prin faptul că noi acum, până încă trebuia și mai devreme, când încă nu sunt mari, ajutăm tufa prin tăierea celor lăstari care nu avem nevoie, că tufa are după aceea mai puțin de lucru. Are numai 2 de crescut, nu 4. Plus, roada care trebuie să o crească. Deci cel mai bun lucru care îl putem face este atunci când lăstarii sunt deja de în jur de un metru și putem să vedem care sunt mai frumoși, care sunt mai slabi, să facem această alegere a lăstarilor. Prin aceasta noi ajutăm tufa ca să dea roadă cât mai multă și să crească lăstarii pentru anul viitor. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!